Grupul consilierilor locali PSD a organizat miercuri 22 decembrie o conferință de presă în care a realizat un bilanț al administrației Pintilie Rățoi după primul an de mandat. Într-o singură frază, ei au caracterizat această perioadă ca fiind una cu investiții aproape de zero și creșterea taxelor și impozitelor locale cu peste 40%. Deci, pentru anul 2021, ca și realizare a noii administrații locale la Pașcani, o constituie investiții aproape de zero și creșterea taxelor și impozitelor locale cu peste 40%. Deci cu aceste lucruri, cu aceste aspecte a venit noua administrație în municipiul Pașcani. Toate acestea vor avea consecințe asupra creșterii nivelului de trai al cetățenilor. Creșterea numărului de salariați trimiși în șomaj, închiderea unor societăți comerciale din municipiul Pașcani și se va îngroșa rândul celor care nu vor putea să-și achite, deci va crește valoarea debitelor neîncasate de serviciu taxe și impozite locale. Argumentele prezentate pentru susținerea acestei caracterizări au vizat investițiile pentru care au fost semnate contractele de finanțare și despre care grupul consilierilor local PSD consideră că s-a lucrat anemic sau deloc. Este vorba despre lucrările de la Palatul Cantacuzino și Școala Gimnazială Iordache Cantacuzino, grădinița cu program prelungit numărul 2 și creșa, dar și multe altele. Deci, așa cum spuneam, am lăsat un excedent de peste 6 milioane de lei la finele anului, la predarea mandatului, mai bine spus, am lăsat contracte de finanțare. Deci contracte de finanțare semnate doar trebuiau urmărită derularea și implementarea acestor proiecte. Palatul Cantacuzino de 21 de milioane 718 mii de lei. Școala Iordache Cantacuzino 3 milioane 390 de mii de lei. Palatul Cantacuzino, anemic, se lucrează acolo, mare lucru nu se vede. La școala Iordache Cantacuzino s-a lucrat o perioadă, acum practic s-a întrerupt lucrările. Grădinița numărul 2 și creșa, 5 milioane 670 de mii de lei. Nu s-a făcut nimic acolo. Simplificarea procedurilor administrative de digitalizare, 2 milioane 643 de mii de lei. Extindere și dotare ambulatoriu, 10 milioane 400 de mii de lei. Practic nu s-a făcut nimic nici din acest proiect. Consilierul local PSD Dumitru Pantazi a spus că lipsa de experiență și neimplicarea și-a spus cuvântul. Ca și concluzie, practic, mare lucru nu s-a făcut în acest an. Eu consider că se puteau multe lucruri de făcut, dar lipsa de experiență, de implicare, a dus la nerealizarea și neducerea la îndeplinirea unor contracte de lucrări și de investiții. De precizat este faptul că în aceeași conferință, grupul consilierilor local PSD a vorbit și despre impactul creșterii taxelor și impozitelor locale cu 40% de anul viitor în municipiul Pașcani, proiect care va fi supus dezbaterii legislativului local în ședința de joi 23 decembrie. Opoziția a precizat că nu va vota acest proiect.